Hei, hei, hei! Eu sunt Ștefania Estrate, bine ați revenit pe canalul meu și la ziua cu numărul 15 din Bookmas! Dragilor, pentru subiectul de astăzi m-am gândit să vă arăt ce cărți voi face eu cadou de Crăciun. Nu putea să lipsească, bineînțeles, această parte din cadourile de Crăciun, pentru că este, din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă. Dacă v-am arătat ce cadou îmi va aduce mie moșul, atunci cred că este cazul să vă arăt și ce am ales eu, sau mă rog, ce și-au ales ei mai degrabă, oamenii din jurul meu. Vom începe cu cele pe care le-a cerut sora mea. Prima dintre ele fiind... Apeirogon, să vă rog frumos să-mi spuneți dacă nu știu să citesc acest cuvânt, scrisă de Colm McNan, îmi place la nebunia coperta, este de la editura Litera și este vorba despre doi bărbați, Rami și Bassam, care sunt complet diferiți. Rami e israelian, Bassam e palestinian și ambii bărbați și-au pierdut fiicele. În acest roman epic, numit după un poligon cu un număr de laturi infinit numărabil, Colm McNan străbate secole și continente, realizând o țesătură în care timpul, arta, istoria, natura și politica alcătuiesc o tapiserie de prietenie, dragoste, pierdere și apartenență. Muzical, plin de forță, delicat și ambițios, Apeirogon este romanul vremurilor noastre. Surorii mele îi plac foarte mult poveștile legate de lumea islamică și pentru asta m-am gândit... să-i fac o surpriză și să-i aleg și eu o carte. Se numește O speranță mai puternică decât marea și este scrisă de Melissa Fleming, povestea unei refugiate siriene care a supraviețuit terorii. Este vorba despre o tânără care ar fi trebuit să ajungă în Suedia. Acum înderivă pe o mare ostilă printre rămășițele vasului naufragia și cadavre plutind peste tot. Doa Alzamel se menține la suprafață datorită unui mic colac de plastic, ținând strâns în brațe două fetițe. Pentru ele încearcă să nu-și piardă speranța și să supraviețuiască. Puterea ei cutremurătoare adună vocile neauzite a milioane de refugiați care riscă totul în încercarea disperată de a avea un viitor mai bun. Ei îi plac astfel de povești, repet, sunt preferatele ei. După cum spuneam, nu sunt mare fan a acestor povești, pentru că nu mă ține inima, să fiu sinceră, să citesc așa situații dure și nedrepte prin care trec aceste persoane. Nu am tăria necesară, pur și simplu, nu sunt deloc, dar deloc stilul meu, ca să vedeți că mereu eu și sora mea râdem de treaba asta, cât suntem de diferite. Mai departe, cea de-a treia carte, tot pentru ea, este Casa Gucci de Sarah Gay Forden. Nu am văzut filmul, ea l-a văzut. Probabil că este curioasă să citească și ea cartea care stă la baza filmului. Este vorba despre Maurizio Gucci și despre soția lui Patrizia și despre această poveste care este atât de populară în zilele noastre. Am văzut atât de multă promovare pentru acest film, mai ales pe YouTube, peste tot, dar și pe Instagram, mă rog, sunt convinsă că pe toate rețelele de socializare. Și așa m-am plictisit să se scoată în evidență și să se vorbească la toate emisiunile despre accentul lui Lady Gaga. Doamne, Dumnezeule, dar mai sunt și alte chestii în film, mai lăsați-mă cu accentul că mă fac să nu mai vreau să-l văd. Da, peste tot numai discuțiile despre accentul ei și mie îmi place de ea. Îmi place și ca actriță și ca muzician, dar m-am plictisit de aceeași idee din nou și din nou și din nou. Nu am văzut încă filmul, cu această ocazie, după ce eu dăruiesc și probabil că după ce o va citi și ea, eu voi cere și eu un împrumut și o voi citi. Mai departe, pentru soțul meu am așa, mă rog, cărți pe care le-a cerut el. Prima se numește Rework și este scrisă de Jason Fried și David Heinmeier Hansen. Sunt fondatorii unei companii de software inovatoare care creează produse folosite de milioane de persoane din întreaga lume. În stilul tipic 37 Signals, ideile înțelepte, așa se numește compania, ideile înțelepte din aceste pagini sunt îndrăznețe, dar simple, directe și probate. Citește această carte de multe ori pentru a găsi curajul de care ai nevoie ca să te pui pe treabă și să faci ceva nemaipomenit. Mihai a citit-o deja și mi-a spus că i-a plăcut foarte mult, așa că nu pot decât să mă bucur. Și mai avem încă una, se numește Liderii mănâncă ultimii, scrisă de Simon Sinek.
De ce unele echipe lucrează bine împreună, iar altele nu? Pe asta încă n-a citit-o, dar așteptăm recenzia din partea lui după ce o citește. Pentru tatăl meu am cumpărat o carte care se numește O istorie secretă a Revoluției Ruse, scrisă de Victor Lupan. Așa arată, este de la editura Corint. Epopeea comunismului a marcat viața politică și intelectuală a secolului al XX-lea. Totul a început odată cu preluarea puterii în Rusia de către un mic grup de indivizi bolșevici. Utilizând documente de arhivă inedite, volumul ne introduce în intimitatea neștiută a protagoniștilor Revoluției Ruse. Și ceea ce mi se pare foarte important, probabil și motivul pentru care am fost influențată cumva în subconștient să îi cumpăr cartea, bine, am și văzut-o pe site și mi s-a părut așa că se potrivește totul, ziceam că ce mi se pare interesant este faptul că eu acum citesc ficțiune istorică legată fix de povestea asta, despre trilogia Moscova este vorba și o să vorbim foarte curând și despre ea și de-abia aștept să termin trilogia și să fac așa o paralelă între ce e ficțiune și ce e realitate, așa că voi împrumuta cartea și de la tatăl meu după ce o citește el. Dacă mi-am cumpărat și eu cadou, se pune pentru filmuleț. Sunt ultima comandă. Mi s-a părut așa ciudat să cumpăr doar două cărți. Ce fel de comandă e asta cu două cărți? Și atunci m-am gândit să-mi fac și eu singură un cadou, care constă în următoarele cărți. Negustorul de manuscrise de John Grisham, pentru că mi l-a recomandat de curând o domnișoară drăguță pe care o salut. Mulțumesc pentru recomandare. Iată, s-a rezolvat deja. O bandă de hoți pune la cale un furt spectaculos dintr-o cameră de valori aflată la subsolul bibliotecii Firestone de la Universitatea Princeton. Prada este neprețuită, însă universitatea a asigurat-o pentru 25 de milioane de dolari. Cum ajunge această carte valoroasă în povestea lui Bruce Cable, proprietarul unui magazin de cărți rare de pe insula Camino, și a lui Mercer Mann, o tânără romancieră în căutarea inspirației? Această carte va face parte din clipul Cărți despre cărți de la anul. Probabil că acum deja am strâns destul material pentru două clipuri Cărți despre cărți, ceea ce nu mă deranjează. Repet, este subiectul meu preferat. Următoarea carte pe care mi-am făcut-o singură cadou pentru că nu am rezistat tentației și m-am lăsat influențată de Bookstagram. Vorbim despre Viața invizibilă a lui Addie LaRue, scrisă de V.H. Schwab, cred. Dar uitați-vă la această copertă superbă! Este superbă! Am văzut-o peste tot, am auzit doar lucruri bune, toată lumea o laudă, toată lumea spune că este fenomenală, deși este o carte fantasy, știți că este un gen cu care nu sunt foarte familiarizată, dar am ocazia pe viitor să descoper mai bine genul acesta. Nu m-am putut abține, repet, m-am lăsat influențată, ce să fac? Viața invizibilă a lui Addie LaRue este genul de carte pe care o întâlnești o singură dată în viață. O revoltă sfidătoare și veselă împotriva timpului, a sorții și a morții. Un momento asupra faptului că singurul act de magie suficient de puternic pentru a cuceri totul este dragostea. Este o reinterpretare a poveștii faustiene cu care suntem atât de obișnuiți și din alte romane. Practic, aceasta face un pact cu diavolul, probabil pentru a trăi veștic, dar pedeapsa, cumva, prețul plătit este faptul că nimeni din jurul ei nu o mai recunoaște. Și atunci trebuie să-și trăiască viața singură, sute și sute de ani, până când, la un moment dat, am văzut că scrie ceva de genul că vor trece 300 de ani înainte ca ea să descopere o librărie ascunsă și pe cineva care își amintește numele său și brusc se schimbă totul. Deci avem și o librărie, avem și magie, de-abia aștept să văd despre ce este vorba. Dumnezeule mare, am niște cărți pregătite pentru viitor, absolut fenomenale. Și pentru că tot veni vorba de cadouri și nu am apucat să vi le arăt și pe YouTube, ci doar pe Instagram, să știți că am primit și eu cadou de la editura 3 și le mulțumesc foarte, foarte mult, chiar de Sfântul Nicolae, dacă mă urmăriți pe Instagram știți despre ce vorbesc, am primit cadou două cărți. Una dintre ele se numește Sânge Auriu și este scrisă de Namina Forna, este tot o carte fantasy.
de care 16 ani și așteaptă înfrigurată ceremonia sângelui, după care ar putea deveni oficial membră a satului său. Dar sângele ei nu este roșu, ci auriu, culoarea impurității, ceea ce poate să aibă consecințe mai grave decât moartea. Mă rog, nu mai vreau să mai citesc mai mult. Ideea este că o voi descoperi curând. Îmi place la nebunie coperta și am mai primit prima mea carte de la John Green, Antropocenul acum. Așa arată. Antropocenul este un termen propus pentru actuala eră geologică în care oamenii au remodelat profund planeta și biodiversitatea sa. În această formidabilă colecție de eseuri adaptate și dezvoltate din faimosul său podcast, folosind scala de 5 stele și inspirându-se din experiența sa ca recenzent de carte, John Green scrie despre diversele fațete ale planetei noastre în care suntem creatura dominantă, de la tastatura QWERTY, la apusuri de soare, la gâștele canadiene și pinguine din Madagascar. O colecție de eseuri foarte interesant, nici nu știu dacă am citit până acum vreo colecție de eseuri. O să fie foarte interesant, repet, că voi ieși mult de tot din zona mea de confort pe viitor. Dragilor, acesta a fost filmulețul de astăzi. Acestea au fost cărțile pe care le voi face cadou în acest an. Sunt super, super curioasă dacă voi ați cumpărat sau aveți de gând să cumpărați cărți pentru Crăciun. Știu că eu m-am grăbit ca de obicei cu cadourile. Nu vreau să rămân până în ultimul moment. Sunt puțin terifiată de ideea asta de a umbla nebunită după cadouri în ultimele zile. Dar, repet, dacă aveți de gând să cumpărați cărți sau ați cumpărat deja, sunt tare curioasă ce alegere ați făcut, așa că aștept răspunsurile voastre în comentarii. Vă mulțumesc super, super mult pentru atenție. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Ne vedem mâine, să aveți o zi super, super bună! Pupi, pa!